Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Oh, ha, 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 românașu, românașu, ha, ha, băi, coace, eram sigur că e român, mă, băi, după... Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un episod de CSGO Prime Hacking, bă băieți, mă rog, să-i zicem CSGO, nu știu cum se numea seria mea, Premium Cheat Review, bă băieți, pentru că știți că am avut acum câteva luni o serie care se numea Premium Cheat Review și în acea serie mi instalam tot felul de coduri premium, cum ar fi, uite, ăsta cu care o să joc astăzi, Get Wrecked, și am mai jucat cu el în trecut. Și practic în această serie, bă băieți, jucăm cu un cod or competitive or wingman. În cazul nostru o să jucăm wingman, deoarece mai e puțin și o să-mi scoată rank-ul pe wingman. Am făcut rank up pe live pe competitive și zic că merită să jucăm și un wingman, bă băieți, ca să facem suprimul și pe wingman. Bă, fraților, dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri, bă băieți, și spuneți-mi alte coduri premium pe care ați vrea să le cumpărați, dar nu sunteți siguri dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune, și poate eu o să vă aleg fix codul pe care l-ați scris voi în comentarii și o să-l testez pe videoclip. Astea sunt comentariile din episodul trecut, bă băieți. Nu uitați să lăsați un comentariu și la acest episod dacă vreți să apareți în următorul episod și nu uitați să dați neapărat un subscribe la canal, bă băieți, pentru că doar 47,2% dintre cei care se uită la, de fapt nu, 47% nu sunteți abonați, bă. Aș vrea ca acel procent să scadă, bă băieți, 52,8% din oamenii care se uită la mine sunt abonați, ceea ce este destul de puțin, bă băieți, adică voi vă uitați la mine așa din ascuns, de nicăieri, fără să-mi dați subscribe, bă băieți, băi, chiar urât, bă băieți. Hai să dăm și noi aici un go la meci. Știu că a apărut week 3, o să-i facem, o să intrăm să facem week 3-ul, probabil, nu știu, zilele astea o să intru și o să dau acolo bine pe week 3, bă băieți, o să facem și un episod sau poate și un live și hai să îi dăm go la meci, bă băieți, să vedem dacă câștigăm sau nu. Gata, bă băieți, am intrat și în primul meci de wingman, să sperăm că o să-l câștigăm. O să joc două meciuri de wingman, cred că, pentru că știți că pe wingman durează mai puțin meciul. Hi man, how are you? Do you hear me? Yeah, let's play man, let's win this match, ok? What's your rank? What's your rank? Am înțeles, deci băiatul meu e un mic troll aici, dar nu contează, bă băieți, ne vom descurca singuri, să vedem, trage bine băiatul, hai că da, bă, am văzut că unul dintre ei trage super dubios, mamă, i-am dat la asta de mici, hai băsule, hai, las că vine ăsta alt. Am văzut că, da, ăsta se și mișcă în lag, ăsta cred că are mare cod, bă băieți, cum îl cheamă? Bacon Tits îl cheamă pe el, tu zgura mătii, Bacon Tits, sau ce drecu, mamă, ce cap i-am dat la asta. Bă, trage destul de bine codul ăsta, cum îl chema, mă? Na, Bacon Tits. Bă, trage bine codul, dar nici eu mi-am făcut aici un mic... Mamă, l-am pe 0... Mamă, dar nu, cred că backtrack-ul... Da, backtrack-ul aveam eu, bă, băieți. Aia era problema la mine. Mamă, să-mi bat picioarele, am uitat să-mi iau armură. Mă rog, mai am 64, dar... Backtrack-ul cred că era problema la mine. Bă, oricum, codul ăsta știți și voi, deja am și jucat cu el. Acum eu joc cu el ca să vi-l prezint mai mult și, na, mai joc cu el pentru că n-am jucat de mult. Bă, tași, mă, din gura, las. Ia uite cu aia tras, what the fuck. Bă, they are side. Trageți per mine codul, dar zisei zic că nu mi-am făcut eu configul bine. Uite că acum trage bine. Mai înainte aveam backtrack-ul ăla pe 16 tixuri de alea. Și zisei zic că mamă, ia uite-l, mă. Bă, copile, stai cu minte. Și îmi trăgea, aveam backtrack-ul super tare și mi trăgea în țintă. Dar acum nu ar mai trebui să avem probleme de genul. Bă, meciul ăsta văd că e destul de easy. Nu mai știu care dintre ei, ori ăsta, ori Charmadang, ăsta, ori Baiton ăla, îmi dădeau numai cap în warm-up când îmi testa microfonul. Dar apare nu au cod, bă băieți. Ce mai e șmecher la codul ăsta, fraților, este că are aici, bine, în afară de bug-ul ăsta care nu știu ce dracu se întâmplă aici când dau inspect la armă, îmi dispare cuțitul din mână, are și Overwatch Revealer, știți seria aia pe care o făceam înainte și acum cam codul, că tot am făcut rost de cod, probabil că o să reîncepem seria aia de Overwatch cu Overwatch Revealer. Practic intri la un caz de Overwatch și poți să-i vezi profilul, de fapt poți să vezi toate profilele din... meciul respectiv de Overwatch, să intri pe profilul lor de Steam, să vezi practic așa cum te-ai uitat la un demo normal, ceea ce e super, super șmecher. Și designul mi se pare șmecher, adică uitați cum vă arată grenadele, gen smoke-urile, flash-urile, puii mei, vă arată și ce durat au și chestii de genul, e super, super șmecher la design. Hai acum să intrăm un pic în pită, bă, băiatule, lasă digălul ăla mai moale. Ar fi fain să iau și un suprim pe episodul ăsta, dar nu cred că se va întâmpla. Hai să am dat fire-ul ăla, să l-am dat aici, e bine, o să creadă ăștia din Overwatch dacă intru... că l-am dat acolo intenționat și l-am omorât pe băiatul ăsta. Bă, dă ăștia spec în fiecare rundă să-mi bat picioarele, n-au o treabă. Timerul ăla e decent, uite că mi și scrie damage-ul pe care mi-l dă bomba, acolo nu scrie fatal. Bă, e super, super șmecher codul ăsta, numai că problema este una, bă băieți. Codul acesta este pe invitație, gen, adică nu știu dacă s-a scos, la un moment dat parcă nu mai era pe invitație, se făcuse ca never lose-ul, dar acum cred că este iară pe invitație, pentru că eu când l-am cerut la owner, mi-a dat prima dată un invite code și după mi-a dat și licența la cod, deci cred că este pe invitație, dar știu că puteți să faceți cerere de invitație, așa că nu vă stresați, bă băieți, puteți să intrați acolo la ei pe forum, să faceți o cerere de invitație, mi se pare,
și puteți să faceți rost de el. Dacă probabil o să vă pun acolo să completați niște date, să dați un motiv pentru care vreți să jucați cu codul, etc. Dați și voi acolo un motiv bun și o să vă accepte în cod. Dar oricum nu este greu de obținut, adică multă lume avea Getrex. Adică știu când jucam pe live-uri înainte cu Getrex-ul și aproape toți abonații mei cu care jucam aveau cod, ăsta aveau codul ăsta, deci nu e mare șmecherie, bănuiesc. Hai să nu fim chiar așa obvious numai pe ăla. Oh, ce era să mă moare, ești nebun la cap. Bă, dar îi rup în două, ești nebun, avea AK, dă-mi încoa. Yo, ce skin avea omul meu pe AK, ești nebun. Bă, acum sper să pot să joc două meciuri de Wingman, pentru că de la update-ul ăsta cu reporturile mi-e cam frică să joc, pentru că știți că dacă ți iei nu știu câte reporturi, îți dă bump de ăla pentru griffing și deja am mai investit și 12 euro în operațiunea asta, nu știu ce să zic, parcă deja devine cont la care chiar am pus suflet, sunteți nebun la cap, mai level-ul îi lipsește, bă băieți, dar cred că ăsta este primul cont în care chiar am investit mai mult de 100 de euro, ești nebun la cap, nici 100, că până acum toate conturile, cred că am investit maxim 10 euro. Știți că mai am avut eu conturi șmechere, dar conturile respective, mamă ce s-au enervat băieții, conturile respective erau cumpărate de pe site-ul de astea gata făcute și eu doar mă jucam pe ele, știi, nu era mare schemă. Bine mă, brodere. Opa, ce-ai făcut mă? Băi, dar bine că eu nu-mi iau cap, eu omor zici că silveri și ăsta meu își ia cap în continuu, deci și joacă versus global, ești nebun la cap, poate că chiar au avut dreptate când au zis că e silver 2. Și de aia, în contul ăsta chiar am pus suflet, adică gândiți-vă bă băieți că eu practic contul ăsta l-am făcut de la zero, este din sufletul meu, sunteți nebun la cap, eu am născut contul ăsta bă băieți. Și acum m-aș simți prost să-mi iau bani, sunteți nebun, chiar m-aș simți prost și cu operațiunea asta, am și asta Broken Fang-ul bă băieți, Diamond făcut. Deci chiar trebuie să pun osul la treabă cu operațiunea, deși Broken Fang-ul gândiți-vă că l-am luat când era deja și week 16 le terminat și eu trebuie să mă pun să le fac pe toate din urmă și tot am terminat-o și am făcut o Diamond. Na, nu-i grabă oricum cu operațiunea asta, dar chiar ar fi o idee să mă pun cosul la treabă. Nu știu acum dacă o să fac, mamă, dar ce-i rup pe ăștia să-mi bat picioarele. Nu știu dacă acum o să fac toate misiunile pe live sau o să mai fac episoade. Chiar ești mai greu să fac și episoade, sincer, adică na, oricum pe live. Dar adică ești mai greu să fac și live-uri până la urmă. Bă, uite ce mi-a dat ăsta, ce-ar micolo. Ia-mă, acau, frate, încoa. Pe live-uri treaba faină că joc cu abonații, făceam misiuni cu abonații, știți, numai că n-am toată ziua timp să fac live, probabil că o să fac live-uri doar în weekend și nu știu, dar oricum se lansează câte un week o dată pe săptămână, e și logic și atunci pot în fiecare weekend să fac live cu câte un week și îl completez cu abonații, dar vedem bă băieți, pentru că vreau să mă axez în perioada asta și pe live-uri cu competitive cu astea, să mai boostăm membrii, abonații, nu să facem doar live-uri cu misiuni, știți ce zic, ar fi deja destul de, na, plictisitor să zic așa. Da, o să vedem oricum. Eu zic că o să fac și episodul ăsta. Moare. Yes! Bine mă băiatule, las că vine să râgăi băieți. Gata, am râgăit. Mamă ce mi-a venit să râgăi, să-mi bag picioarele. Am mâncat azi de la Mac. Le-am dat japcă cu ofertele alea, să-mi bag picioarele. Aveam vreo 10 oferte pe telefon, pe toate le-am luat. Și de ăștia care sunt cu ofertele alea cu aplicația de la Mac, cred că știți, adică 100% știți că gen poți să-ți iei doar o ofertă pe bon. Și ce făcea Raul 2K vostru? Își lua o ofertă, dădea acolo pe monitorul la finalizat comanda, te ducea, plătea, după aia mergea, lua iar o altă ofertă și genii pe bonuri diferite. Mamă, mi-a dat unul și un coment. Și mă rog, cred că ăsta de la mine. Și zi să-i zic că am ajuns să am vreo 10 bonuri, sunteți nebun la cap și enervați-mi, eu cred că mi-au și scuipat aia de la mec în mâncare când i-am pus să fac atâtea bonuri, să-mi bat picioarele, mă rog, nu ei făceau bonurile, aparatul ăla le făcea, dar oricum cred că s-au enervat că am făcut naiba 10 comenzi separate, bă, ce bine mi-a dat ne-ai dus aici, nebun, cred că i-am și enervat că au făcut 10 comenzi, dar de unde mă știe, de unde, nu, mi s-a blocat mouse-ul, băgam ea și iară mi s-a blocat, mamă ce am crezut că ăsta de la mine nu-l omoare aici, nebun la cap, mi se blocase mouse-ul, hai mă că facem și noi un dead, bă băieți, că deja era prea obvious, sunteți nebun la cap. Deci din 8 runde câștigate eu am luat 8 MVP-uri. Pe cred că ăsta e meciul nostru de rank-up, bă băieți, pe Wingman. Sper să fie așa. Oricum știu că pe Wingman se dă rank-up mai ușor. Și o să mai jucăm încă un meci, o să scot Vertigo. Vreau să jucăm pe o hartă diferită. Bă, chiar e de ce în codul ăsta. Chiar vi-l recomand, o să aveți acolo link în descriere, dar mă enervează bug-ul ăsta, nu știu dacă e de la Getrect sau așa, e că am văzut că și pe Novihex mai făcea chestia asta și pe Spirit parcă mai făcea chestia asta. Oricum o să jucăm și cu Spiritul, bă băieți, că am văzut că mi-ați lăsat destul de multe comentarii. Bă, frate, joacă cu Spirite, cu nu știu ce. Și dai, mă, frate, jucăm și un Spirit, se nebun, mamă, ce cap am dat la asta. Jucăm și cu Spiritul, bă băieți, nu se pune problema de asta. Descarcă doar e gratis și facem și un și sincer, mamă, ce one tap și-a luat ăsta. Și sincer, chiar am încredere în el să joc și pe contul main cu Spiritul. Hai să vedem, bă băieți, dacă am rankat. Bă, din păcate n-am rankat, bă băieți. Hai să trecem la următorul meci de Wingman. Poate rankăm în următorul meci, nu se știe. Fraților, bat din palme și trecem la următorul meci. Gata, bă băieți, am intrat și cel de-al doilea meci. Jucăm pe train. Bă, n-am mai intrat pe harta asta să-mi bat picioarele de o grămadă de ani. Hi, bro, how are you, man? I'm fine, and you? Yeah, I'm very fine, man. Let's win this match, ok?
Mamă, îl cheamă Denis pe ăsta, Flighi, ăsta e român. Fii atent, Românescu, Românescu, ăsta e mare Românescu, bă, băieți. Ăsta e Românescu. Mamă, ne-a zis aici, salut YouTube, ho, te pup, băi. A, stai mă, că n-avem voie pe aici. Stai că am și uitat wingman-ul pe teren cum e, să-mi bat picioarele, n-am mai jucat wingman. Mamă, am sărit și eu, scuze frătiuc dacă am sărit prea expus. Asta îți fac și aici sensibilitate 1.6, că mi se pare că se mișcă mouse-ul prea încet. Bă, fraților, hai să ne acuz câștigăm și meciul ăsta, având în vedere că suntem versus Româna. Iuuu, beleaua ce mi-a dat cap pe aici, prost. Mamă, bă, băieți, cred că s-au să fie un meci de HVH. Dacă îi dă cap și... Bă, ești prost, nu ratează Denis, bă. Bă, nu-i place la Denis să rateze, bă, băieți. Nu-i place să rateze, dar o să facem aici, o să reglăm un pic conturile, bă, băieți. Băgăm aici un FOV 0.93 și luăm un Deagle. Sau nu 0.93. Pe 1.49, bă, băieți, am mărit un pic FOV-ul, să vedem cum merge și așa un pic pe semi-rage, să zic, deși nu prea e semi-rage ce fac eu aici, ai un semi-legit, sunteți nebun la cap, dar sperăm că o să dăm niște capete frumoase aici, bă, băieți, hai să vedem, bam, 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 și Denis, sică, Denis, sică, Denis, băi, copile, cum te-a, mamă, ce-mi dau FOV-ul, pe 7 l-am dat, hai, Denis, hai, Denisică, hai, Denisică, oh, Denisică. Oh, Denisica, mamă, ce am dat la Denisica, bă, băieți, dăm FOV-ul pe 1.12 acum că ăla oricum are USP și mie îmi sare ținta prea tare. Ce avea asta, mă? Oho, avea MP9, oho, side. Ba, mă, bă, băiatule, cap i-am dat. Nu-i las, mă, nu-i las să câștige pentru că vreau să fac și o neapărare în capul ăla. Thank you so much, man, I'm a very good player, man. Oh, look, take a drop, man, take a drop if you want. Eu o să-mi iau acabă, frătiucule, bă. Mamă, îmi place, deja mă înțeleg cu ăsta. Hai să-mi dau FOV pe 1.12 și las, de fapt. Oare pot să iau pe acolo prin spate? Mă lasă să-i le iau prin... Ce zis ăsta, mă? Mă lasă să-i iau prin spate pe băieți sau mă blochează? Bă, chiar nu mai știu cum era wingman-ul pe train, dar testăm acum, bă, băieți. A, ăsta vine după mine, Grino. A văzut că joc bine, a văzut că îi rupe băieți. A zis să vină după mine. Uite, mă, și imită aici, nebun la cap, merge cu crouch-ul ăsta, cu crouch-ul, cu shift-ul, când merg și eu cu shift-ul. Deja gata, bă, băieți, m-am făcut un exemplu de jucător. Verificăm și pe aici, încet, încet. Don't shoot them if you see them. Don't shoot. Nice, good job, man. Oh, nice, you got them both, man. Nice, good job. Bă, ești nebun. Ce s-a enervat ăla pe el, mă. Bă, ești nebun la cap. A vrut să-i dau cuțit la primul jupaia, la al doilea să scot calașul. Da, s-a enervat ăsta, ești nebun la cap. N-a mai apucat să fac nimic. Gata, bă, băieți, intrăm în pită. Bă, chiar aș vrea să iau legendarii ăsta, să iau suprim după meciul ăsta. Dar nu cred că e posibil, mă. Nici n-am mai jucat de mult. Și nu numai că n-am jucat de mult, dar de-abia am făcut legendarii Gullmaster-ul ăsta, din câte știu eu. Dacă nu mă înșel. Ah, they have scout? No problem, man. I'm going to kill him. Nice, good job, man. Nice, bine, bă, băiatule. Bă, dar mai vreau și eu să fac MVP-uri. Bă, ia lasă-mi... what's your rank, man? What's your rank? Ce rank are ăsta? Global Edit. Oh, really? Really. Hai că e global dacă e, mă. Băi, coaie, ce rank are, mă? Nu... Bă, nu mă ia nimeni la... Nu mă ia nimeni în serios când întreb rank-ul. Dar nu-i problemă că avem... Hai că this is your first match, coaie. Dă-n coasă, bag. Mamă, dar nu știu unde îi misc doi aici. Unde dracu-i, mă? Să-mi bat picioarele. Unde-i? Ia vote revealer, overwatch revealer, event log. Bă, păi, a, show competitive ranks. Gata, mă. Mamă, n-are rank, coaie. Chiar e primul match. Chiar n-am misc și el are suprim. Bă, având în vedere că avem un suprim, posibil să... Oho, ce am dat-o la du-te. Bă, să mă face codat acum. Ăsta, what the fuck? Ce a zis omul, bine, adevărul că am dat un prefer de am fost nesimțit rău de tot cu el. Opa, opa, brodere, hopa, brodere, mai văzut, nebunule, mamă, ce am făcut. Ce am făcut? Cred că și ăsta mă face codat acum. Cred că și ăsta mă face codat acum. Am dat mare ace, bă, băieți, dar tot nu-s mulțumit cu numărul de MVP-uri pe care le-am, așa că o să ne punem un pic așa pe treabă. Nu știu pune să iau, să iau auto prin spate, ia mă, că iau auto prin spate și încerc să le dau cu... Oh, ha, 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 românașu, ha, ha, băi, coaie, ce eram sigur că e român, mă, băi, după Denis, bă, nume, parcă Denis e nume de român, cred că e nume de român, dar nu pare nume de român Denis, sincer să fiu. Denisica, ce s-a supărat, ia, ce fac. Ah, dar m-a auzit, cred că m-a auzit, dar nici n-am mai apucat să reacționeze, futu-s gura, mamă, ce am făcut la prost. Fumă mă de jegos. Ați mă scarpin la nas, bă, băieți. Mă mâncă nasul, cred că vrea Denisica să mă bată, bă, băieți. Fine, și ăsta acum când dă pic următoarea dată aici. Oooo, ce m-a luat. Cu coade BMI. Bip, că nu-i voie să vorbim pentru că este family friendly. Vrei? Bă, pe ce dracu? Ah, what the fuck, de pe voi aparent am am ăsta, mamă, ce whiteout, ești nebun la cap, n-am jucat în viața mea cu skin-ul ăsta. De pe V aparent am third person. Hai să băgăm FOV-ul. De fapt, ce de regu că-mi iau FOV-ul pe 3 în puii mei. Aaaa, 2 AVPs, nice, good job, man. We are going to win this.
Trust me, I'm very good with AVP. Hai că I'm very good with AVP. Vezi ce preferle dau la bulangii ăștia. Hai, mai deodată pic. Mai un pic vreau să văd. What? Man! 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 What the fuck, man? Man! Oh, shit. That was my fault anyway. I came in your face, no problem. I came in your face. Că aia engleza mea, mă, cam. Nice, man, last on low HP. Just throw an aid. Yes. Very nice. Good job, man. Oh, nice. I can drop you AVP, okay? No. Oh, if you want, thank you so much. Băi, coaie, eu i-am dat info. Năpă, frate, ești bun și tu în felul tău. La tine în curte. Băi, coaie, ce trash talk-i fac și poate chiar e abonat la... Hai că e abonat la mine, dacă nu-i plac coadele, e clar că nu e abonat la mine, dar... Poate o fi și el, bă, frate, un fan ascuns. Oh, man, no, sorry. Coaie, de ce râde așa, what the fuck? Oh, nice, unul mort. Și unul, ăsta vreau să fie nou scop, neapărat vreau să fie nou scop. Oh! Ah, mamă, ce m-a speriat ca prostul, bă. Băi, și crezusem că i-am dat un nou scop de ăla, de ajung la Sparkless cu nou scopul ăla, dar... N-a fost să fie, bă, băieți. V-am dat raport, oricum. Mi-ai dat raport, mane. Frate, ce prost sunt că am băgat cod. Mi-aș pla... Mamă, cum scrie omul ăla, v-am dat raport oricum, enjoy vacanță mare. A, vacanța mare. Ei, las că o să plângi mâine. Bine, frătiuc. Frătiu, e bun și așa. Bă, băieți, ce o să plâng eu mâine? Ah, ce one tap-i dădeam la ăsta, bă, camiaș. Bă, camiaș, picioreta, bă, băieți, ce one tap-i dădeam. Bă, dar ăla la altul unde-i coaie, la asta o să mai vină mătă la mine să... Mamă, urât. So close. Mamă, ce one tap-i dau la asta? Oh, două one tap-uri, bă, băieți. Două one tap-uri. Unu. Sit. Hai să facem și un pic de trash talk. Sit dog. Nu. Mamă, am scris sick dog. Lasă că e bun și așa, mă, ești nebun. Mamă, dar nu mai am de ba, am armură, e bun. Ce trash talk. I'm from Romania, man. Where are you from? Man. Do you hear me? Mamă, s-a gândit... I'm from Romania, where are you from? I'm from Slovakia. Slovakia, nice. Oh, brodere, hai dă-mi pic. Uai, ce l-am rupt. Bă, ce-mi place, îți dau de român să-mi fac treștul cu ei, să-mi bat picioarele, mă unge. Ia, că iar scrie, că l-am văzut că stă pe loc, iar scrie. Fiind acum ce mă înjură ăsta de toți sfinții și neamurile și alte. Ah, ba da, mă, stă pe loc. Mă înjură ăsta acum de toți sfinții, de neamuri. Bă, ce mai plutește ăsta aici, nebun? Brodere, te-am spart. Prea slab ești, manule. Ce trash talk le favă. Bă, chiar îmi pare rău de ei, mă. Da. Bă, chiar îmi pare rău de ei, mă, deja, bă. Știu. Am cuțit, coaie, n-am niciun cod, lămaua. I-am zis că am cuțit acum, să mă laud un pic. Am o pe... Ce forum, coaie? Doamne, te crezi pe 1.6? Bă, auzi la el că plâng pe forum, cere că mi-au bani pe CS16, pe server, pe România Superstand, în puii mei și futu-vă în gură, coaie. Sare 40 de ani și doi copii să-mi apice, le joacă CS și se enervează. Că am coduri, coaie. Să-i dă la coaie de plâng pe forum că mi-au bani, sunteți nebun la cap. GG, man, good job. Hai, mă, bro, bă, n-am luat, mă, suprin. Nu se poate, bă, băi, să nu fi luat suprin. Băi, ce-aș mai băga un meci, dar... Parcă cred că mi-a și luat bani deja pentru Griffith. Hai că mi-am luat bani, dacă e nu mi-am luat bani, mă, băieți. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. În următorul episod cel mai probabil o să facem ori un nou oraș cu oraș de Villarul, ori o să trecem, bă, băieți, direct în pită la week 3. Și ce aș mai vrea să vă întreb, bă, băieți, sau mă rog, să cer așa o mică propunere din partea voastră, bă, băieți. Mi-am achiziționat recent, mă rog, acum vreo 2 săptămâni aproape. Mi-am cumpărat din nou cheat-ul de 5M și vreau neapărat să-mi scrieți în comentarii propuneri de troll-uri pe 5M, deoarece chiar nu mai am habar, bă, băieți, ce troll-uri să fac pe 5M, pentru că aș face din toată inima videoclipuri cu 5M, dar nu mai știu, sunt out of ideas, zic așa, mamă, ce engleză, bă, băieți, m-am spart. Sper că v-a plăcut, dați și voi acolo, noi să facem 1000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!